Bună ziua tuturor și bine v-am găsit la conferința de astăzi a Ministerului Educației, alături de Agenția Națională pentru Curriculum și Evaluare. Avem alături de noi astăzi și pe doamna Lilia Ivanov, directoarea agenției. Suntem astăzi aici pentru a da mai multe detalii cu privire la campania Fii Onest, pe care o lansăm astăzi, campania de recrutare a voluntarilor care urmează să ne ajute în procesul de monitorizare a examenelor de clasa 9 în 8 raioane ale Republicii Moldova. Ne aducem aminte că Ministerul Educației a decis ca în acest an, în 8 raioane, să avem niște măsuri administrative adiționale pentru a asigura buna desfășurare a examenului de clasa a 9-a. În esență, urmează să avem până la 400 de voluntari care se vor deplasa în aproape 200 de localități în 4 zile de examen pentru a asista în cadrul desfășurării acestora, așa asigura buna desfășurare a lor. Motivele care ne-au determinat să facem acest lucru sunt decalajele în aceste raioane între rezultatele de la examenul de a 9-a și la examenul de bacalaureat. Am constatat că dacă la examenul de clasa 9 avem rezultate foarte bune, avem foarte multe note de 9 și 10 în aceste 8 raioane, atunci la examenul de bacalaureat situația se inversează și avem rezultate foarte proaste, ceea ce în esență ne-a dus la concluzia că atestăm o fraudă sistemică, respectiv modelul de intervenție pe care îl propunem este deplasarea voluntarilor în ziua examenelor în aceste raioane și ulterioară verificare centralizantă a unui părți, a unui segment a examenelor, a lucrărilor centralizat la Chișinău, în așa fel cât să ne asigurăm că și verificarea se desfășoară corespunzător. Astăzi vom oferi mai multe detalii pentru cei care vor să alăture campaniei noastre, Fii Onest, și să facă parte din acest grup de voluntari. Noi o să mizăm inclusiv pe studenți la pedagogie, studenți de la facultățile pedagogice, la colegiul pedagogic. Discutăm și cu alte universități să alăture acestei campanii, dar ne dorim foarte mult să avem și membrii ai publicului larg care vor să pună umărul la asigurarea integrității în sistemul nostru de învățământ, pentru că este un element esențial și este foarte important ca examenul să desfășoare corect, notele să fie pe măsură și toată lumea să fie examinată corespunzător și să-și merite nota. Educația este și despre integritate în primul rând. Respectiv, o să invit pe doamna Ivanov să ne ofere mai multe detalii referitor la modul în care cei care vor spune umărul la această campanie se pot alătura și să ofere mai multe detalii cu privire la logistica din următoarele 6 săptămâni. Suntem în prag de examene și ne apropiem cu pași rapizi de ziua examenelor. Să rog pe doamna Ivanov să vină să ne ofere mai multe detalii. Stimate domnule ministru, mulțumesc foarte mult! Stimați reprezentanți ai mass media, vă mulțumim mult că ați dat curs invitației noastre. Scopul evenimentului de astăzi, după cum spunea și domnul ministru, este să dăm startul unei campanii de asigurare a integrității în cadrul examenelor naționale de absolvire a gimnaziului. Ne dorim să asigurăm un proces echitabil și transparent în beneficiul tuturor elevilor din Republica Moldova, astfel ca fiecare elev care absolvește clasa a 9-a să obțină rezultatul pe care îl merită. După cum s-a spus, campania este desfășurată de Ministerul Educației și Cercetării împreună cu Agenția Națională pentru Curriculum și Evaluare, cu suportul Agenției Germane pentru Cooperare Internațională GIZ, iar mesajul pe care îl transmitem prin această campanie este: fii onest, nu copia. Fii onest, nu copia. Ne propunem să încurajăm pe elevi să-și demonstreze cunoștințele într-un mod onest și corect, fără a recurge la practici ilegale, cum este copiatul. Pentru actuala sesiune, am inițiat această campanie de recrutare a voluntarilor, persoane responsabile, oneste și integre, care doresc să se implice în procesul de monitorizare a examenelor naționale de absolvire a gimnaziului și să asigure că pentru toți elevii sunt condiții egale. Circa 400 de voluntari și voluntare vor fi prezenți în sălile de examen alături de absolvenții de gimnaziu pentru a asigura că regulile sunt respectate și pentru a preveni frauda sau copiatul. În context,
Persoanele care doresc să se alăture acestei inițiative nobile, dar foarte responsabile, trebuie să completeze un formular de participare pe site-ul care dumneavoastră îl vedeți, fionest.md, iar ulterior să participe la o sesiune de instruire. Formularul se completează ușor, sunt doar câteva întrebări. Deci, așa, iată este și formularul. Deci se completează ușor, după cum spuneam, trebuie să răspundeți doar la câteva întrebări, precum nume, prenume, raion, localitatea, instituția în care vă desfășurați activitatea sau dacă sunteți student, instituția în care învățați, un număr de telefon și o adresă de mail. Pe parcursul acestei luni și pe parcursul lunii mai, vor fi organizate instruiri cu voluntarii și vom discuta în cele mai mici detalii toate procedurile de monitorizare a examenelor. Voluntarii se vor deplasa în unul din raioanele Briceni, Cahul, Cantemir, Cimișlia, Drochia, Dubăsari, Rezina, Șoldănești în zilele probelor de examen, acestea fiind 3 iunie, 6 iunie, 10 iunie, și 13 iunie și vor monitoriza alături de colegii noștri din teritoriu toate activitățile care se desfășoară într-o zi de examen. Raioanele în care examenele naționale de absolvire a gimnaziului vor fi monitorizate au fost identificate în urma unei analize comparative a datelor cu privire la rezultatele probei la examenul la matematică în cadrul examenului național de bacalaureat și a celor de absolvire a gimnaziului. Această analiză comparativă, după cum dumneavoastră cunoașteți, a fost prezentată într-o conferință de presă în luna februarie, mai exact la 16 februarie. Astfel, după cum a menționat și domnul ministru, vom monitoriza examenele în raioanele care au ridicat cele mai mari semne de întrebare pe dimensiunea integrității, și în care au fost constatate cele mai mari discrepanțe, după cum s-a spus, a rezultatelor la examenul de bacalaureat și cele de absolvire a gimnaziului. Tot aici îndemnăm toți absolvenții de gimnaziu să se pregătească temeinic de examene. În acest scop pot fi utilizate testele și baremele care au fost administrate în sesiunile anterioare. Acestea sunt postate pe pagina Agenției Naționale pentru Curriculum și Evaluare și constituie o resursă valoroasă de pregătire către examen. Menționăm că măsurile de monitorizare a procesului de organizare și desfășurare a examenilor trebuie să contribuie la consolidarea încrederii în sistemul educațional și să ofere tuturor elevilor șanse egale să-și demonstreze cunoștințele și abilitățile. Procesul de organizare și desfășurare a examenelor de absolvire trebuie să reflecte competențele reale ale elevilor, promovând astfel un sistem educațional bazat pe corectitudine și merit. Vă mulțumesc! Domnul ministru, dacă închid. Așa, și să rămână pagina. Ca să fie clar. Mulțumim! Eu aș menționa doar că Agenția Națională pentru Curriculum și Evaluare a desfășurat și întâlniri online cu toți profesorii și directorii din aceste 8 raioane care sunt vizate. Am transmis un mesaj general de încurajare și de mobilizare acum în ajun de examen, să fac un efort adițional pentru a oferi copiilor susținerea necesară pentru a putea susține cu bine examenele și a se pregăti corespunzător de ele. Și cred că urmează în luna mai să oferim și să organizăm și instruiri online nemijlocit cu copiii din aceste 8 raioane, la care să putem să oferim răspunsuri la cele mai frecvente întrebări pe care le-ar putea avea, iarăși în efortul de a încuraja și susține pregătirea corespunzătoare pentru examen. Astea au fost principalele noutăți legate de examenele de clasa 9. Dacă aveți întrebări, vă rugăm.
Jurnalist exclusiv TV, Delia Ciocan. Domnule ministru, recent ministerul a scris, a propus un ordin în care este menționat că cei care au absolvit treapta gimnazială și își doresc să rămână la liceu sunt nevoiți să treacă un examen. Dacă ați putea să ne explicați necesitatea acelui examen? Nu sunt nevoiți să treacă un examen, sunt câteva elemente acolo. În primul rând vorbim de o notă de admitere de 6. Asta este o noutate, într-adevăr, care a fost introdusă, legată de media la disciplinile vizate pentru admiterea la liceu și media de la examenele de clasa 9. Ceea ce menționați dumneavoastră se referă la situațiile când sunt mai mulți doritori de a intra la un liceu decât locuri pe care le poate oferi acel liceu. Noi avem foarte puține asemenea situații la nivel de Republică, cred că 2-3 instituții de învățământ, care vor desfășura o asemenea probă adițională prin care să se departajeze pe cine acceptă la liceu, reieșând din fapt că putem avea o situație ipotetică când vor să intre 100 de oameni, s-au înregistrat 100 de oameni, locuri sunt 30 și atunci e nevoie de a avea un proces de selecție pentru a determina cine sunt cei care sunt admiși. Despre asta este, nu este o practică nouă, ea a mai existat, noi am reglementat-o acum mai clar și avem și o instrucțiune pentru liceele care vor să ofere o asemenea probă și sunt nu oricare liceu poate oferi o asemenea probă, iarăși sunt anumite criterii. Din punct de vedere istoric, trebuie să fie avut permanent mai multe solicitări decât capacitate de înmatriculare în clasa 10. Dar avem un număr a liceelor care deja au depus o cerere? Încă nu știm, nu avem acum numărul acesta, dar da, pe parcursul lunii aprilie o să avem o vizibilitate pe partea asta. Anul trecut, cred că a fost unul sau două licee care au desfășurat o asemenea probă. Ceea ce se schimbă este că nu vor mai formula itemii liceele în mijlocit, dar Agenția pentru Curriculum și Evaluare va prelua această funcție de desfășurare a acestei etape de admitere. Însă asta, după cum menționam, vor fi cazuri excepționale, ne așteptăm la 2-3 licee super populare, nu o să le dăm numele aici, care tradițional au mai multe solicitări decât locuri. Domnule ministru, vreau să mă ajutați cu o precizare, Nadia Mihuță, TVR Moldova, referitor la proiectul de lege privind sancționarea elevilor care își manifestă agresivitatea față de colegi, față de profesori. Acest proiect a fost dezbătut de mai multe ori în comisii, dar totuși nu s-a ajuns la un numitor comun. La ce etapă este acest proiect și dacă ați ajuns cu acele ONG-uri care își mențin poziția împotrivă? Noi am lansat o invitație pentru organizații societății civile la minister, am avut o discuție. Lumea a rămas în linii generale pe pozițiile pe care le-a enunțat public. Noi am definitivat un amendament la proiectul de lege care vine să detalieze procedurile și să ofere o mai multă siguranță pentru elevi pe întreaga desfășurare a acestor procese. De exemplu, am prevăzut că exmatricularea nu poate avea loc decât cu avizul Ministerului Educației, nu pot fi sancționați copiii care au cerințe educaționale speciale și un șir de alte prevederi au fost incluse acolo. Amendamentul urmează să fie votat astăzi în Comisia Parlamentară și ne așteptăm mâine să fie votat întreg proiectul de lege în a doua lectură în Parlament cu aceste prevederi adiționale la care am ajuns de sine stătător, ieșind din examinarea și a practicii internaționale suplimentare și de la anumite comentarii care ne-au venit din partea societății civile. Deci, de principiu, vom avea proiectul votat mâine în a doua lectură. Mulțumim! Dacă mai sunt întrebări, vă urăm o zi bună!